Robul lui Dumnezeu Pavel, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pentru toată viața, la bine și la greu. Pe iubita ta, Elena Mihaela, da. Robul lui Dumnezeu Elena Mihaela, e în căsătorie. Pe Robul lui Dumnezeu Pavel, la bine și la greu, în viața aceasta. În vecii vecilor. Iubiți miri, dragi nași, stimați nuntași, mă bucur că sunteți prezenți la acest eveniment deosebit din viața acestor doi tineri deosebiți, Paul și Elena. Pe Paul îl cunoșteam doar din fotografiile pe care Elena le punea pe Facebook. Pe Elena o știu foarte bine și după ce am stat de vorbă și cu Paul și cu Elena, mi-am dat seama că Elena a împlinit ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a spus încă de la facerea lumii, acolo când zice El, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem noi ajutor potrivit. Nu doar ajutor, ci și potrivit pentru el. Și lucrul acesta l-a împlinit Elena lângă Paul. Acel ajutor potrivit. Pentru că de fiecare dată Dumnezeu așa rânduiește să se întâlnească doi și să ajungă să formeze o familie atunci când ceea ce lipsește unuia dintre ei are celălalt și ceea ce lipsește celălalt are celălalt și așa mai departe, făcându-se un întreg, un trup despre care se spune în rugăciune aici la taina Sfintei Cuvânii că vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Am citit acolo pe cutuța în care a adus inelele împreună pentru totdeauna. O prelungire a ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Să vegheați la lucrul acesta. De aici încolo, încă, cel puțin, eu vă doresc din tot sufletul, încă 100 de ani, pe lângă nănașii voștri pe care vi-ați ales, ca sfetnici, ca povățuitori și ca sfătuitori de aici încolo. Să știți că aveți nevoie de lucrul acesta. Ca cineva să vă sfătuiască și să vă asculte. Și în același timp voi să puneți la sufletul vostru ceea ce este bine
și ceea ce este ziditor pentru familia voastră, de la acele trei familii frumoase pe care vi le-ați ales să fie alături de voi.